La sediul Bibliotecii Județene Alexandru Odobescu din Călăraș a avut loc o lansare de carte. Prezent la eveniment, autorul Anghel Stoica a vorbit despre volumul lansat la grupul editorial Universul Juridic, editura Neverland. Și atunci am găsit acest refugiu să scriu sub numele de Alindu Rumpave. Personaj de care n-ai cum să nu te îndrăgostești, un personaj fascinant, dedicat țării, a jurat din săpoatrii, chiar cu prețul vieții și prin modul cum simt eu și cum reda în cartea respectivă, cum trăia personajul Alindu Rumpave, da, era dispus în orice moment să-și apere țara, cetățenii, chiar cu prețul vieții. Și am zis, ăsta sunt eu. Stilul meu de scriitor cu trei cărți scrise și, nu mai știu, zeci de articole în revistă specialitate, normal că și-a pus amprenta. Nu aveam cum să scriu vulgar, robian, inestetic, așa mai departe. Și a fost un medicament pentru mine, să pun în pagină tot ce am trăit. Ca și medicament, și-a făcut efect. Vă spun că am scris și l-am dat directorului de la editura Universul Juridic, unde publicasem și celelalte trei cărți, am dat, domnule, când se termină, îi dăm drum. Ce am scris atunci, ce am simțit atunci, asta e, nu mai revin, îmi asum. Pentru că până la urmă, mi se pare interesant să pui în pagină ceea ce ai trăit, ex proprii sensibus, nu din auzite. E frumos și din auzite, dar parcă mai interesant este atunci când prin propria emoție, prin fibra ta, a fost o suferință puternică. Aș vrea să facem acest experiment de moment neplanificat și oricare dintre dumneavoastră să luăm un exemplar, să deschidem la o pagină ce ai avut domnul Anghel Stoica. Să spui aici. Vă răspund la orice fel de întrebări. A fost suferință, a fost emoție, am pus în pagină, a fost medicament pentru mine, dar cred că e scris în așa fel încât această emoție va fi transferată către dumneavoastră sub o formă de relaxare la o cafea. Adică vă garantez eu că mă cunosc și știu cum scriu, nu vă vezi plictisit.